să se calculeze combinări de 2017 luate câte 1 ori combinări de 2017 luate câte 3 ori combinări de 2017 luate câte 2017, da? Supra cele pare, combinări de 2017 luate câte 2, combinări de 2017 luate câte 4, combinări de 2017 luate câte 6. Pe asta știți cum o să scriu cu produs. Și anume, ăsta va fi așa produs din combinări de 2017 luate câte câte. Observați, merg pe impare, deci pot să zic din 2 ca, ce să luăm, plus 1 sau minus 1, nu contează. Hai să luăm 2 ca minus 1. Și de ce? Ca să merg de la 1, că jos o să merg tot pe 2 ca ăla, că e combinări de 1 luate câte 1, când pentru ce ca obțin pe 2017? 2 ca minus 1 egal cu 2018, deci ca 2 ca egal cu 2018, deci ca este cât? 1009. Deci produs până la 1009. Observați, este adevărat. Iată, pentru că e egal cu 1, combinări de 2017 luate câte 1, pentru că e egal cu 2, combinări de 2017 luate câte 3, până la ultim. Jos la fel pot să zic, combinări de 2017 luate câte 2K. Pentru K de unde? Aici până la 2016, scuze, așa. 2016, da? Păi, pentru K egal cu 1, și ultimul este până la 1008, nu? Că 1008 ori 2K face 2016. Bun. Și acum zicem așa. Hai să vedem. Să ștergem asta. Cât fac combinările astea? Pe de altă parte, atenție. Eu pot să le mai fac o chestie, să le duc în același produs, da? Observați, una merge până la 1008, una merge până la 1009. Și atunci îl rad pe ăsta ultimul care era 1009, care era combinări de 2017 luate câte 2017 și o să pun un singur produs, nu? De la K egal cu 1 la 1008, din cine? Din combinări de 2017 luate câte 2K minus 1 supra combinări de 2017 luate câte 2K, da? De ce? Că produs din A ori B este egal cu produs din A ori produs din B, produs din A pe B este egal cu produs din A pe produs din B, exact cum la sumă aveați din sumă sau din diferență. Da? Sau produs din A la N este egal cu produs din A totul la N. Înmulțirea obișnuită, da? Combinări de 2017 luate câte 2017, aplicând combinările complementare, face cât? Combinări de 2017 luate câte 0 e 1. Și atunci zicem, produs de la K egal cu 1 la 2008 și desfacem cu factoriale. Zicem, băi, cine este? 2017 factorial supra. 2017 minus 2K plus 1 factorial ori 2K minus 1 factorial jos. 2017 factorial supra. 2017 minus 2K factorial ori 2K totul factorial. Ăsta se simplifică, răstorn. Da? Ce îmi rămâne? Ăsta la altul minus 2K, ăsta e minus 2K plus 1. Deci o să scriu pe ăla de sus 2017 minus 2K factorial. Iar pe ăsta de jos să scriu așa 2017 minus 2K factorial ori următorul. 2017 minus 2K plus 1. Da? Ăsta de jos mi-a rămas 2K minus 1 factorial, iar sus 2K ce înseamnă? Produsul până la 2K minus 1 ori 2K. Și acum mai uitați, ăștia se reduc, deci ce mi-a rămas? Produs de la K egal cu 1 la 1008 din 2K supra ăsta cât face aici? 2018 minus 2K. Da? Bun. Și acum hai să vedem. Trecem produs la fiecare. Dar înainte să-l trec, o să dau un 2 în factor, în fracția aia și o să vină produs de la K egal cu 1 la 1008. Ia uitați, din 2K supra 2 pe lângă 1009 minus K. 2 cu 2 să duc. 2 ori K era mai jos, da? Să credeți că e 2 la K. Și îmi rămâne produs de la K egal cu 1 la 1008 din cine? Din K pe 1009 minus K. Trecem produsul la fiecare din nou. Și îmi dă produs de la K egal cu 1 la 1008 din K, supra produs de la K egal cu 1 la 1008 din 1009 minus K. Păi hai să vedem, cine e ăsta de sus? 1 ori 2 ori 3 ori 1008. 1008 factorial. Cine e jos? Pentru K egal cu 1, ia uitați.
1008 ori 1007 ori până la 1008 ori 1. Păi este tot 1008 factorial. Ăștia se simplifică cât mi-a dat egal cu 1. Și cu asta am terminat problema. Răspuns corect? A.